Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Agenda este zguduită de vestea dragostei lor. În comparație cu trecutul, multe site-uri web oferă acum mai multe despre viețile amoroase ale actorilor celebri și despre cercetări. Fanilor sperau acum că vor fi împreună în viața reală. Pentru că celebrul cuplu, care s-a fotografiat din când în când mână în mână în afara platoului și nu a scăpat de atenția paparazilor, nu a lăsat nicio îndoială că sunt împreună în viața reală. Dacă vă amintiți, o veste șocantă de acum câteva săptămâni i-a supărat pe toți iubitorii de Halil și Sla. Vestea că Halil și Sla s-au despărțit a fost pe agenda tuturor siteurilor de internet. Ceyhan și Tercolu păreau să fi pus capăt relației lor, iar faptul că actorii nu și-au împărtășit multă vreme împreună pe conturile lor de socializare a întărit și zvonurile despre despărțire. Potrivit știrilor speciale ale unui site de reviste, Halil Brahim Ceyhan și Sla Tercolu, despre care se presupune că sunt iubiți de o vreme, au raportat că există o nouă dezvoltare care atrage atenția. Cuplul format din Sla și Halil, care a luat o pauză din relația lor, a făcut pace. Tercolu și Ceyhan au decis să mai dea o șansă relației lor. Conform informațiilor pe care le-am primit, Halil Bey, care pe lângă actorie este cântăreață, a scris o melodie pentru doamna Sla. După aceea s-a decis să se continue cu dragostea suspendată dintre cei doi. Se spune că Ceyhan va lansa această melodie în curând. Sla Tercolu s-a spus că este foarte fericită de această surpriză. Dragi abonați! Potrivit analiștilor de teatru, faptul că actorii își pun capăt relației le-ar afecta negativ performanța. Din alt punct de vedere, actorii pot decide să-și continue relația de dragul actoriei. Vom continua să monitorizăm îndeaproape relația dintre Halil și Sla. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!